Bună ziua și bine v-am găsit! Azi vom discuta despre pipele din Meerschaum. Meerschaumul este o rocă alb-gălbuie, poroasă. Are densitate foarte mică, ca urmare este foarte ușoară. Plutește pe apă sărată, de aceea îi spune spumă de mare. Producătorii cei mai renumiți sunt turcii. În Turcia se găsesc cele mai mari zăcăminte de Meerschaum și de cea mai bună calitate. Turcia a interzis exportul de Meerschaum în formă brută, ca urmare au apărut meșteșugarii de pipe, aceștia fiind cei mai renumiți. Acesta este și motivul pentru care pipele turcești din spumă de mare sunt cele mai căutate. Să discutăm despre culoarea pipelor din Meerschaum. Cum spuneam, culoarea este alb-gălbuie. La fumare se va avea grijă la manipularea pipei, pentru că aceasta se murdărește foarte ușor. Se poate observa această pipă, cum spre diferență de culoarea originală. Apoi, dacă avem grijă de pipă în timp mai îndelungat, aceasta se colorează dinspre interior spre exterior într-un brun roșcat foarte, foarte frumos. Spre exemplu, această pipă a început să se decoloreze, după cum se poate observa, mai întâi șancul pipei și încet, încet își schimbă culoarea și bolul. Aceasta este, spre exemplu, o pipă gata colorată, după mulți ani de fumat, se colorează foarte, foarte, foarte frumos. Însă trebuie avut mare grijă în timpul fumatei. Forma pipelor din Meerschaum. Fiind o rocă ușor de prelucrat, de consistența cretei, pipele pot avea toate formele posibile. Ca idee, sunt foarte greu de obținut pipele netede, pipele smooth. Da? De aceea sunt și destul de scumpe. Roca, în momentul extracției sale, poate avea inserții din alte materiale, în momentul în care este escavată. O suprafață netedă se obține foarte greu, tocmai din cauza eventualelor inserții. Aceste inserții pot să determine apariția pe suprafața șlefuită a pipei a unor zgârieturi sau goluri. Acesta este motivul pentru care meșterii pipari, în momentul în care apar aceste imperfecțiuni, recurg la sculptarea pipei cu diverse modele pentru a salva pipa, pentru a evita un rebut. Asta nu înseamnă că pipele sculptate sunt rebuturi sau că nu sunt bune de fumat, însă este de reținut că acestea se vor colora neuniform datorită sculpturii. Haideți să vedem câteva chestiuni legate de greutatea pipelor din Meerschaum. În principiu, pipele din Meerschaum sunt destul de ușoare. Haideți să cântărim una. 49 de grame. La dimensiunea ei este destul de ușurică. O alta. 61 de grame. Și să facem o comparație cu o pipă de aceleași dimensiuni din Briar, care are 90 de grame. Ce vreau să vă spun? Atenție, ca în orice domeniu, și aici sunt meșteri neserioși care, dacă nu le iese o pipă, sau eventual aceasta se sparge în timpul prelucrării, o vor fărâmița și apoi praful îl vor amesteca cu un liant, rezultând un bloc de Meerschaum din care vor construi alte pipe.
aceste pipe, să le spunem măsluite, vor avea o greutate sensibil mai mare decât cele din meșamul original. Ca urmare, atenție când achiziționați pipe, acestea, în funcție de dimensiunile lor, să fie cât mai ușoare. Cum se alege o pipă din meșam? Am să vă dau câteva idei. 1. Prefer o pipă fără filtru, fără locaș pentru filtru, dar numai la cele din meșam. De obicei eu fumez pipe cu filtru, dar în acest caz prefer o pipă care nu are locaș pentru filtru, cum este această pipă. Da? Aceasta este o pipă cu locaș pentru filtru. Îmbinarea, în acest caz, a pipelor cu locaș pentru filtru, îmbinarea între bol și muștiuc se face cu filet. Da? În acest caz, filetul din bolul pipei, din șancul pipei, se va deteriora în timp, datorită scoaterii repetate a muștiucului, chiar dacă acesta este scos în mod corect, prin rotire, în sensul acelor de ceasornic. A doua chestiune. Prefer o pipă cu șancul sau țeava pipei mai lung, cum este aceasta sau aceasta. Da? De ce? Pentru că în timpul fumatei, datorită fumului fierbinte, îmbinarea din plastic dintre pipă și muștiuc se va topi. Să luăm ca exemplu, am făcut o secțiune la această pipă, se observă în cazul unui șanc scurt, se observă că elementul de fixare are vârful foarte apropiat de bolul pipei, unde este temperatura fumului și temperatura este foarte mare, ca urmare se va topi în timp. Acest lucru este redus considerabil în cazul în care alegem o pipă cu șancul mai lung. Dacă alegem și o pipă fără locaș pentru filtru, atunci e clar că acest lucru, adică topirea elementului de fixare, nu se va petrece foarte, foarte repede. Punctul 3. Dacă se dorește obținerea în timp a unei pipe colorate, se va opta pentru pipele cu bol cu pereții subțiri. Însă aceasta are dezavantajul că pot să crape foarte repede roca, meșamul fiind foarte casantă. Dacă nu se urmărește colorarea pipei, este indicat un bol cu pereții mai groși. Acum, 4. În funcție de mărimea pipei, cantitatea de material este și prețul acestora. Pipele mai mari, clar, sunt mai scumpe, iar pipele mai mici sunt mai ieftine. Întreținerea unei pipe din meșam. Trebuie subliniat că acestea nu sunt foarte ușor de întreținut. Pe de altă parte, ele sunt și casante, ca urmare se va evita lovirea pipei de un material dur, o suprafață dură, sau scăparea pipei din mână. Să discutăm câteva reguli cu privire la curățarea pipei din meșam. Curățarea interiorului bolului pipei. Pipa se va curăța pe interiorul bolului după fiecare fumată. Nu se va lăsa să se formeze turta în interiorul bolului. Meșamul este foarte casant, iar turta poate duce la crăparea pipei. La exterior, curățarea pipei, trebuie să știți că printre metodele cele mai des folosite în fabricarea acestui tip de pipă este aceea care presupune introducerea pipei gata modelate într-o baie de ulei sau grăsime fierbinte, care va fi absorbit uleiul de materialul pipei. Apoi se introduce pipa în cuptor, într-un cuptor, ca urmare roca, meșamul se va întări. Deci curățarea exterioară nu trebuie să îndepărteze stratul format la suprafața pipei. Se va degresa pipa cu o soluție specială utilizată și la curățarea pipelor din briar, pentru a se îndepărta urmele de grăsime lăsate de degete, precum și murdăria de pe suprafața pipei. Apoi se lasă pipa la uscat aproximativ 12 ore, și în final, pipa se va acoperi și lustrui cu ceară de carnauba specială pentru pipe.
Curățarea canalelor de fum se va face cu aceleași perii și în același mod cu care cum se curăță pipele din briar. În final, în speranța că toate informațiile care vi le-am oferit în acest material vă vor fi de folos, vă mulțumim, vă așteptăm în magazin și vă dorim fum rece.